Și dacă am să mai văd o dată că prefectul județului Neamț își permite să abordeze subiectul apa serv de maniera aia, o să-l troznesc de nu se vede. Cum își permite el să vină să vorbească despre compania județeană apa serv când el nu știe cu ce se mănâncă managementul la compania asta de apă? Să lase interesele de partid și ale găștilor din PDR, care stau și se freacă pe mâini că vor contracte din viitorul POIM. Vor să vină să participe la licitații și dacă sunt competitivi și pot, să muncească, n-are nimeni nimic cu ei.